Hai cu bună ziua, cu neața, cu toate alea. Astăzi ne plimbăm puțin și facem și treabă. O să mergem să vă arătăm unde ne spălăm hainele aici în Creta. Cât costă să speli hainele la o spălătorie. Și vrem noi să ajungem și cu mașina la o spălătorie auto și o să vedeți și cât costă să speli mașina în Creta, cum este, unde găsiți. Sperăm să acoperim toate chestiile astea azi, pentru că acum este ora 4 și ceva, după amiaza. Acum când noi am făcut ochi, am mâncat și vrem să începem să filmăm vlogul de azi. A trecut o pisică prin fața mea cu o viteză și m-a speriat. Bă, ce e asta, bă? Da. Așa că o să vă luăm cu noi azi. Eu acum sunt la mașină și trebuie să o aduc mai aproape puțin de locul în care stăm. Momentan mașina este undeva la vreo 150 de metri, pentru că aici am găsit loc. Și o să mă duc să duc mașina mai aproape, să scoatem cam tot din ea, ca să o putem curăța bine când ajungem la spălătorie. Hai că ajunsem la spălătorie, gata. Și haideți să vă arătăm cât costă și cum se procedează. Hello! Ce faceți voi? Hai! Ne băgăm haine la spălat, vom băga haine colorate, o mașină, pentru că asta are capacitate foarte mare. Nu știu exact ce capacitate are, dar e una foarte mare. Și nu o să împărțim hăinuțele, le băgăm colorate pentru că noi nu avem nici o hăinuță căruia să iasă culoarea din ea și să păteze alta. Așa le-am băgat până acum la spălat și nu a fost niciun fel de problemă. Adică pot să bag și albe cu colorate, nu se întâmplă nimic. Hai să vedem cu mașina. E foarte simplu cu mașina, este extrem de simplu. Avem capsule de detergent, o să folosim capsule de detergent și pentru că am băgat mai multe și la fiind de capacitate mai mare, o să bag două capsule. Adică pentru două spălări, e cam desfărită cu tot. O să bag așa, pentru două spălări, nu doar pentru una. Pentru că avem mai multe lănțe și aș vrea să se spele cum trebuie, mai bagă. Le faci pe toată anima. Nu, dar asta nu. După cum îl vedeți, e un detergent așa, 2 în 1, detergent și balsam. Și fie și balsam înăuntru. Aș vrea să ajungă detergent pentru toate rufele. O să bag și balsam. Din asta la altul. E foarte, foarte gros. L-am găsit. Și de când am ajuns în Grecia, l-am luat. Cam aici. În spațiu de balsam. E un loc, nu pun. Cât ar trebui să pun? Cât îmi convine mie. Trebuie să băgăm băloți. Trebuie să închid și eu astea, ca să nu rămân cu el. Fac acolo, ca să spălare. Dar nu știu cum se mai pune asta. Despălarea este 3 euro. Trebuie să introduceți 3 euro aici. Să vedem că noi aici avem și de o să unul. Una de 2 și una de 1. Ah, da. Nu știam dacă am. Și pur și simplu îi apăs pe colorate și ea începe să spară, să spele. Și începe programul. Și 35 de minute. Da, pentru 35 de minute îți spală colorate pentru doar 3 euro. Mi se pare decent, un preț decent. Și mai decent mi se pare prețul pentru uscare.
2 euro pentru 40 de minute de uscare și vi le usucă, doar trebuie să le împachetați și le puneți, și le puneți în dulăpiorul vostru. Hai să ne întoarcem după 35 de minute. Da. Să le băgăm după aceea la uscare. Ne întoarcem, mergem să bem o cafea și ne întoarcem după 35 de minute. Eu mi-am pregătit deja pănuții pentru uscat. Bem o cafea și ne întoarcem să le băgăm la uscat. Ne întoarcem pe frigor. Că până spală mașina, Alina a zis, hai să ne oprim aici, că tare frumos e. Nu mă pot abține de la dulce. Bine. Mă pot abține, da. Am dat că nu vreau. Să mă abțin. Uitați ce oameni este aici. Să le luăm, să nu le luăm. Uite și mai spate. Ia uite, ce răbună tot. Da, uite aici. Asta este înghețată. Multă, multă, multă înghețată. Da. Torturilețe. Uite, asta cred că e ciocolată din aia de casă. Da, da. Asta o e peste tot, ciocolata de asta de făcută de casă. Cu tot felul de chestii pe ea. Cu alune, cu stafide, cu... Nu e ciocolată, am zis că e cafea, am crezut că sunt boabe de cafea. Da, să ne luăm și noi niște biscuiți din ăștia. Pentru cafea. Mulți? Nu mulți, să vedem să luăm țin așa la. Mașina spală? Cu cafea? Da. Mai am înghețat aici. Oh, exact. Poate găsim totuși spălătoria pentru mașină. Da, pentru că astăzi vrem, astăzi ne-am propus să facem un vlog doar pentru spălătorii, doar de spălătorie, adică de spălat. Și că azi e vlog de vreo, în care noi facem treabă. Da, asta este un vlog în care noi ce voi ar trebui să vedeți cât de harni suntem noi. Este mai de harnici încât ne-am trezit la 4. Nu e adevărat, ne-am trezit la 1 și de la 1 până la 2 am stat în pat. Am mai stat în pat. Thank you. Tu? A venit cafeaua. E bună, să știți că eu recunosc că am mai fost o dată aici, mi-a plăcut mult, mi-am luat chiar un baton din ăla cu ciocolată de acolo. Serios în vest. Ok. O să-mi palină să facă plată. Nu ne mai cumpărăm biscuiți. Asta că aseară am ronțăit și chipsuri, am ronțăit și semințe. Da, și astăzi voi să vedeți cât de harni suntem noi. Să sperăm că o să găsim și spălătorie auto. Am ales, a fost alegerea mea, am ales o spălătorie în care să spălăm noi mașina. Nu știu dacă o să găsim spălătorii din acelea cu vise, cu... Da, nu știu. O vedea. Thank you. O vedea. Ca să spălăm noi mașina, pentru că eu vreau să aspir și să spăl mașina eu. Dacă tot azi o dă pe hărinția, să o dă până la capăt. Da, am zis, hai să o dăm până la capăt. Cezar, nu, nu, că mergem și o spală cineva, că nu, domnule, lasă-mi să spăl eu mașină, să văd cum e. Adică, eu știu cum e, că am mai spălat mașini, dar vreau să spăl pe asta. Eu, asta era înainte să o cunosc, era fobiul ei. Când prindea pe câte cineva, frate, ai mașină murdară? Da, hai să ne facem, ca ce ești gura ta. Eu sunt. Lună ți-o fac. Hai că revenim eu. Mi-a sunat alarma că s-au terminat rupele. Uitați ce face Alina, e șefa la dezinfectare pe COVID. Haideți să vă arăt cum se cheamă. O să vă pun link-ul și în descriere, ca să știți unde să veniți, dacă sunteți în retrimă.
spălătoria se numește Easy Wash Self Service Laundry. O să aveți adresa din Google. Dacă sunteți pe aici, aveți nevoie de această spălătorie, veniți la sigur. Știți și care sunt prețurile? Încă o dată 3 euro o spălare și 2 euro o uscare. Bine, pentru uscător puteți să folosiți și 1,50 € pentru 30 de minute. Și fiecare 6 minute extra te costă 50 de eurocenți. Și acum să le împingem la uscare. Dacă s-a închis. Închis. Și acum avem de omorât timpul 40 aici de minute. Sunt doar două butoane. Delicate și albe, albe și colorate. Și eu pe albe și colorate. Îl folosesc. 40 minute, să-ți țin să... Îmi pun... Da? Ceasul, să mă anunțe. Acum trebuie să găsim ceva de făcut timp de 40 de minute. La 40 de minute. O să mă anunțe și venim să le scoatem, să le împachetăm și să le ducem acasă. De fapt, nu le ducem acasă, ducem la spălătoria de mașini, după care acasă. Am ajuns și la spălătorie. Ce credeți, e murdară mașina sau nu? Un pic. Și e să o băgăm aici. A? Am luat și niște fise. Și ne băgăm pe treabă. Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Like rugby, straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. I ain't come to argue, let a nigga fuck. Între timp am rezolvat-o și cu aerul condiționat. Noroc că am la mine scule. Nu sunt eu un mecanic strălucit. Am un prieten foarte, foarte bun, numele lui este Gabi, are un atelier și când trec pe la el îmi petrec foarte mult timp pe acolo și uite că mai aud așa, cât un caz, că nu i-a mers aerul, că de ce nu i-a mers aerul și am zis să încerc să aplic o chestie care am auzit-o, că s-ar putea să fie de la compresor, să fie blocat. I-am dat 2-3 ciocănele la compresorul de aer condiționat și da, avem aer în mașină. S-a rezolvat. Alina mai are puțin, că eu asta fac eu, dar știți, stau și filmez vloguri și... Păi Alina o vedeți cum e băgată, spală. Asta... Uite-l un pic praful dinăuntru. Uite ce s-ar avărsa cafea aici. Alina nu făcuse treaba asta, adică cât am fost în călătorie n-am avut mașină și le-a făcut pe toate, dar spălat-o mașinii nu. Și am zis, măi Alina, trebuie să te apuci de chestia asta, că eu nu stau să spăl mașina. Și... Ok, mai e bună la ceva Alina. Alina care spală mașina, uite. Care camera, care cafeaua, spală mașina. Mai foarte, foarte puțin. E bun.
praful. Ai luat o cărcoaia, că e mâncare rău. Ai terminat? Vedeți ce bine e să aveți o alinea după voi? Mașina este, mă rog, nu e, n-arată foarte bine pentru că nu avem ce trebuie aici și trebuie să ne mișcăm pe repede înainte că vin alții. Dar să zicem că a făcut o treabă bună, să zicem. Iar mă iau oamenii ăștia, ai văzut că câțiva dintre ei m-au luat în serios. Și s-au luat de mine, au zis, bă, dar chiar așa, chiar... Așa că aștept să mă certați. Dar pe Alina să nu certați. Asta mai am un pic. Ce mai ai? Mai am un pic. Ai mai gătit ceva murdar? Ia uite că are scule acolo, Alina. Bravo, Alina. Și gata. V-am dus și la laundry, v-am dus și la spălătoria automată. Ca și costuri, am plătit 2 euro ca să săpunim mașina, încă 2 euro ca să o limpezim și încă 2 euro pe aspirator. Deci ne-a costat 6 euro să, nu pot să zic să spălăm mașina, să o clătim. Să-i luăm grosul de pe ea, da? Și un loc unde să spăl radiatorul și să încerc să repar aerul condiționat. Ceea ce mi-a și ieșit, așa că mă declar mulțumit. Ne pregătim pentru mâine, să vedem ce le arătăm mâine și unde mergem mâine. Unde? Nu știu, încă e încă surpriză. E surpriză. Nu știi, nu că e surpriză, nu știe. N-a făcut niciun plan. Tocmai ce zicea că să vedem unde mergem mâine. Da. Da. O să ne gândim, vedem. Poate mergem pe la Fonisi, poate mergem undeva mai îndepărtat. Vom vedea. Păi eu zic că dacă am fost ieri acolo lângă Elafonisi, n-are rost să mergem imediat pe Elafonisi, așa că o să mergem în altă parte. Așa zici? A? O gândeam că... Ok, las că vedem noi. Chiar am niște idei, pentru că mai avem multe locuri pentru unde deja știam înainte să venim în Grecia, în Creta, că o să mergem. Dar... De exemplu, sunt câteva locuri care sunt destul de îndepărtate și am avea două locuri, unul lângă altul. Și aș vrea cumva unele dintre ele într-o zi să le cumulăm, pentru că sunt distanțe mari aici. V-am spus, ajungem într-un loc, merge 100, nu știu, 150 de kilometri, de exemplu, și drumurile nu sunt chiar așa, adică sunt bune, există asfalt, sunt autostrăzi, dar la un punct intri pe niște sate, pe niște chestii cu drumuri încolăcite, nu se merge dintr-o bucată așa cu 130 la oră. Așa că durează și durează la dus, durează la întors și mă gândeam cumva ca unele locuri să le cumulăm și să facem două vloguri pentru voi într-o zi. O să muncim mai mult, dar o să avem și satisfacție că o să vă arătăm foarte, foarte multe. Da, gata azi. Am spălat haine, mașină, bine, tot ce trebuie. Bine, o să mergem să ducem hainele, probabil că eu o să-mi iau ceva cu mânicuță lungă, pentru că eu sunt puțin mai ciudată și mă mai arăcoarea. În fine, nu asta e important. Mergem să mâncăm, mergem la Iannis. Mai devreme la... Ian cu Ștefan sau Șerban. Taverna Giannikos. Da. Și ăștia am fost noi, oameni frumoși. Sperăm că v-a plăcut cu noi în ziua noastră în care noi suntem foarte hărnicuți. Între ghilimele că nu sunt chiar așa hărnicuți, să nu ne lăudăm singuri aiurea. Și ce să zicem, vă așteptăm în următorul vlog și nu uitați să ne dați subscribe sau apăsați butonul pentru notificări. Puteți să intrați pe Instagramul nostru, nu te mai strâmba că nu-mi place când te strâmbi când eu vorbesc despre asta. Da, intrați și pe Instagramul nostru, dați-ne un follow, niște inimioare, like și share pe Facebook. Vă pupăm, pa! Pa!